Moara lui Călifar de Gala Galaction, lectură și interpretare În preajma unei păduri străvechi se privea în iaz moara lui Călifar. Se privea de când se ținea minte în bătrânii satului din cealaltă margine a pădurii și Călifar era moș Călifar din vremi uitate. Moșnegii din Alăutești își aminteau de înfățișarea ei sură de ochii lui ce-i scodeau tăios din stuful sprâncenilor și de moara lui cu strașina dun un stânjen. Un stânjen are aproximativ 2 metri. Ei bine, observăm încă de la început că moara este un suprapersonaj. Remarcăm personificarea. Moara lui Călifar se privea în iaz flăcăii ce îndrăzniseră să înfrunte până în celălalt capăt pădurea grămădită între alăutești și moară, văzuseră cu ochii flăcăilor de acum 80 de ani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că flăcăii de astăzi văd exact ce vedeau tinerii de acum 80 de ani, moșnegii de astăzi. Dincolo de moară începea căpriștea, un pământ pietros, scorburos, și plin de mărăcini În care numai necuratul Trăgea brazdă cu coarnele În alăutești În nopțile de vremea, Torcătoarele spuneau Înviind focul Că moșcălifar își vânduse Sufletul satanei Pentru nu știu câte veacuri Și viață Că ucigăl l crucea Întinsese în iazul morii Sufletelor creștinești Un laț vrăjit Și că morarul Procopsea cu bogățiile cu care diavolul ispiti pe Domnul Hristos. Pe oricine le poftea și venea ca să le ceară. Morarul procopsea, adică îmbogățea. A procopsi înseamnă îmbogăți. Acum, când spune cu bogățiile cu care diavolul ispiti pe Domnul Hristos, te întrebi, care sunt acele bogății? Să ne uităm în Biblie, la Matei, capitolul 4, versetele 8-11. Din nou diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și i-a zis lui, acestea toate ți le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Atunci Isus i-a zis, piei satano, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Atunci l-a lăsat diavolul și iată îngerii venind la el, îi slujeau. Aici este relatată cea de-a treia ispitire a lui Isus de către diavol. Așadar, toate bogățiile lumii și slava lor. Deci morarul, călifar, avea puterea de a îmbogăți astfel pe cei care veneau la el. Era o condiție, o vedem și în acest fragment din Biblie, închinarea, mai exact supunerea totală în fața diavolului. Dar lațul diavolesc astfel se înnoda pe sufletul celui ce râfnise procopsea la necurată, că acesta își sărea din minți. Bunătățile cu care îl hărăzea vicleanul erau atât de multe și bucuria cu care îl gâdila era așa de ascuțită că nenorocitul îndrăzneț, perpelindu-se ca un câine încăierat de viespi și râzând mintit în fericirea lui drăcească, Venea de-a rostogolul către iaz și o ticnea în el, cădea în el. Iazul și moara lui Călifar erau o născocire a întunericului. În mitologia românească se spune că diavolul, dracul, trăiește în apă, de aceea este numit cel din baltă, îl din baltă, dracul din tău. El se află acolo de când Dumnezeu a aruncat din cer pe toți diavolii răzvrătiți. Acest iaz, în care moara se privea de veacuri, nu era un iaz ca orșicare, pentru că pe fața lui nu se izvodea niciodată nicio undă de apururi. Fața lui sta linsă, limpede, înghețată, ca un stei de sare străvezie, într-un ram de trestii și de sălcii. Lipsa reverberației, a mișcării de la suprafața iazului, încremenirea, arată ieșirea din timp. Aici este o zonă situată în afara timpului cosmic. Zăgazul, adică barajul, ce se înălțan în cu asta morii, era, spuneau creștinii înfiorați, întărit pe dedesubt cu oasele acelora pe care îi ispitiseră comorile satanei și veniseră la călifar ca să-i procopsească. Moara sta sub învelișul ei cu strașina de un stânjen, ca un cap cu gânduri rele, sub o pălărie trasă peste ochi. Nimeni nu văzuse moara în umblet. Morarul măcina numai pentru stăpânul său, Nichi percea. Și cine știe pe ce vreme se spunea însă că atunci când Călifar ridica stăvilarul și slobozea pe scoc cimpoiul apei, acesta este scocul morii, șgheabul pe care vine apa, se spunea însă că atunci când Călifar ridica stăvilarul și slobozea pe scoc cimpoiul apei, apa fluiera cum fluieră un șarpe încolțit de flăcări, iar de sub făcău, de sub roata morii adică, se scurgea în spumegai de sânge. În această secvență sunt cumulate mai multe simboluri malefice. Apă, simbol al ispitei al diavolului, șarpe, flacără, sânge. Și câte, nu se mai spuneau, câți îndrăzneți din sat și de pe aiurea, furați de minți, prostiți de naiba și sorbiți de iazul fermecat, nu erau de pomenire șezătorilor din alăutești, și frica nevoiașilor se înghesuia pe lângă vatra pâlpâitoare, iar curajul voinicilor stătea drept cu mâna în pieptar, nouros, gânditor și pare că gata de o încercare. Fricoșii stăteau pe lângă vetre și povesteau, curajoșii se gândeau la o încercare. Până aici am observat ceva. Diavolul are tot felul de nume, este numit Banecuratul, Basatana, Bauci Crucea, diavol, Vicleanul, aici naiba. Lucrul acesta sugerează faptul că înfățișările lui sunt multe și înșelătoare. Printre cei voinici era și stoicea, stejar în port, oțel în braț, isteț cât vrei, însă copil din flori. Copil din flori, adică copil din afara căsătoriei. Biet stoicea, nici tu tată, nici tu mamă, nici tu stare părintească. Îl găsise răposatul poparadu în tinda bisericii, la o lună după moartea preotesei, și îl luase în casa ei pustită. Dar Stoicea nu se făcuse nici de șase ani, și poparadu își urmase soția în pământ. De atunci, sărmanul Stoicea crescuse pe la pragurile tuturor, copil din flori și de pripas. Și azi, era voinicul Stoicea, dar cine te vrea de ginere când ai crescut din mila satului și când păzești vitele celor cu fete de măritat? Din această interogație retorică vedem că Stoicea era un biet văcar. De aceea Stoicea vedea bine că nu se putea căpătui în sat la el, adică nu putea să-și schimbe condiția, să se îmbogățească. Și de multă vreme gândurile lui pribegeau prin negura pădurii spre moara lui Călifar. Adică te, ce-ar fi să fac o încercare? Ce am și ce-o să pierd? Părinți, nu, rude, nu, drag, nu sunt nimănui, în lumea întreagă sunt eu de capul meu. De altă parte, slab de înger, nu mă știu, adică fricos. Stafii și pricolici n-am văzut niciodată, de atâta vreme de când pasc eu da satului, pe la saele, pe la cimitirul vechi, prin câmpul pârcălabului și pe unde vrei. Ce vorbă să te smintești când ai vedea înainte-ți prăpăd de comori și de odoare. Să te smintești când ai vedea. Lui îi se pare incredibil ce se spune despre cei care nebunesc atunci când văd atâtea bogății. Numai să le simt în mână, că știu eu cum să mă port și cu califar și cu stăpânul său, adică cu diavolul. M-am hotărât. Mâine, de dimineață, slobod cireada în luncă, și o iau razna prin pădure spre moara lui Călifar. Să ne amintim ce am aflat de la începutul nuvelei. Din alăutești, ca să ajungi la moară, treci printr-o pădure neumblată, iar dincolo de moară este Căpriștea, un loc aflat în totalitate în stăpânirea forțelor răului. Și Stoicea așa a făcut. A doua zi, când soarele se învârtea și se suia, rotoghila arsă în foc. Pe dealul al lăuteștilor, stoicea băgăcirea da în luncă, aruncă ipingeaua pe umăr, ciomagul pe ipingea și pieri într-un fluier pe sub goruni. Prin pădure nu erau poteci. Stoicia mergea pe de întregul. Pe unde agurizarii înfrățeau prea strâns și îl încurcau, stoicia scotea cuțitul. Punctul către care se îndrepta era miază-noapte, nord adică. Din câte auzise, dacă țineai drept spre miază-noapte, într-o jumătate de zi ajungeai la moară. După multă și-a nevoioasă cale, Stoicea ieși într-un luminiș în mijlocul căruia un stejar lăsa brațe noduroase și bătrâne peste un norod de deditei. Ostenit și pare că uns la inimă de aleanul florilor, Stoicea își muie mijlocul, își întinse ipingeaua și se culcă, cu soarele la sfârcul opincilor. Când mi-o veni până la ochi, o să mă deștepte. Așadar, sub influența florilor, își muie mijlocul. Florile îl opresc din drumul lui. Pentru o vreme, el își muie mijlocul, adică își domoli avântul, se moleși. El adoarme. Somnul este magic. a dormi un pui de somn, cât se târăște umbra de un stat de om. Și când razele îl înțepară în ploape, se deșteptă. Se sculă viorat și se afundă iar în întunericul pădurii și printre făcliile pe care soarele le turna, întoarse cu flăcările în jos. Când trecuse bine de amiază, lui Stoicea îi năzări printre copacii ce dădeau de vale o sclipitură ca de brici. Era iazul morii lui Călifar. Merse ce mai merse și moara îi se făcu înainte. Moara ca orice moară, dar iazul pare că star sub ea prea luciu și prea sloi. Pe pod, morarul fereca piatra. A fereca înseamnă aici a bate cu ciocanul pietrele de moară spre a le face crestături șanțuri zimți. Barbă sivă, sprâncenele de mușchi uscat, nasul cioc de cucuvaie. Sivă, barbă sivă, adică sură, cenușie. Sprâncene de mușchi uscat, ca și cum ar fi unul dintre copacii bătrâni de acolo peste care a crescut mușchiul pădurii. Nasul, cioc de cucuvaie, nuanță diabolică. Mă opresc pentru o precizare. Numele Stoica este, se pare, de origine bulgară, dar nu este exclusă trimiterea subtilă a autorului la stoicism. Stoic, stoicea, stoic, stoicism. Acea filozofie pentru care bogăția, Statutul sau puterea nu înseamnă nimic. Stoicul, nu și Stoicea, personajul nostru, Stoicul așadar, știe că valoarea supremă a vieții nu constă în a avea bogății, posesiuni în lumea exterioară, ci în a alege în mod conștient să trăiești o viață în acord cu sine și cu natura. Mai bun lucru moșcălifare. Mulțumim dumitale, nepoate! Ce vânt te-a suflat pe sub atâta negurală de pădure și te-a dat de-a dura până la moara la mine? Imediat stoi ce spune motivul pentru care se află acolo. Mușcălifare, am auzit că ești un vraci cum nu s-a dovedit, ca unul care procopsești pe oricine vine să te roage ca să-l procopsești. Iată, pentru una ca ea asta am venit și eu. Aici stoi evocă puterea magică a moșneagului. Pactul cu diavolul se încheie rapid. Bine, fătule, să te procopsesc. Îngăduie-mă să sfârșesc de ferecată această piatră. Mai am să-i dau câteva ciocane, dar cum te cheamă? Și trebuie să-ți fie foame? Te poftesc să mănânci cu mine, că nici eu n-am mâncat. Am ciorbă de știu că și-o mămăligă aproape întreagă. Iată că am sfârșit. Până una alta, fă de te spală, că ce-ai scuturat pe tine toți înjinarii din pădure. Vezi, pe scara aceea. După rugămintea flăcăului, Moșneagul îl invită la masă și îl îndeamnă să coboare la iaz și să se spele pe față. Gest ritualic parcă ne amintește de harap alb. Stoicea de dus spre iaz, sprijinindu-se în ciomag și intră în scara putredă, ispitind o culoare aminte din vârful ciomagului și dintre alopincii. Ispitind-o, adică încercând-o, testând-o să vadă dacă rezistă, dacă îl ține. far, un închias, hârbuit, îl scutur de zilele ce au mai rămas dintr-o palmă. Iazul care nu face unde, dar a este acest, vorbe de babe, să mă spăl și să las copilăriile. După ce se spălă pe mâini, își făcu pumnii găvane, îi cufundă în iazul rece și scoțându-i plin de apă și de murmuri, îi azvârli în obraji este momentul în care apa magică îi atinge fața. A, ah, ce vis întârziat! Stoicea sare de pe ei pingea și înțelege cum că l-au deșteptat picăturile reci ale unei ploi vijelioase, izvodite pe neașteptate din seninul mințitor al zilei. M-am păcălit cu socoteala mea. Soarele, în loc ca să-mi ajungă până la ochi și să mă trezească, a tras peste mine țolul list greoi și lor căit. Ce te faci acum? Sub stejar nu stau că e rău de trăsnet. Încotro să o iau. Înainte spre moara lui Călifar, ori înapoi spre sat. Încotro să o iau. Este derutat. Derutat este și cititorul. A visat stoicea întâlnirea cu Călifar sau apa l-a readus în locul în care a țipise. Pe ce vreme o fi? Bre, ce vijelie! Auzi cum se frâng moșnegii pădurii. Să mă întorc spre sat și să tai ziua de azi, pe răbojul celor pierdute, adică să mă întorc și să salvește ce se mai poate din ziua respectivă. Dar stoicea nu-și mai găsi urmele în pădure și se rătăci, cu cât da să se îndrepteze, cu atât se pierdea mai mult, prin niște curpeni încălciți, prin niște viroage, în care putrezeau copaci trăsniți și printre niște gropnițe din care ieșeau cum e scoastele din stârv rădăcini nălbite și întoarse. Stoicea așadar se rătăcește în pădurea care devine labirint. De altă parte, furtuna nu crăpa deloc în ploaie sănătoasă. Furtuna pare a fi stârnită de puteri malefice. De altă parte, furtuna nu crăpa deloc în ploaie sănătoasă, ci se oțerea în spinarea gorunilor, crâșnea, frângea și dădea chiote numai niște picături mari și rare fluierau prin frunze ca gloanțele. Stoicea mergea grăbit, îngrijurat o și în control mâna vijelia. De la o vreme băgă de seamă că împreună cu el și tot de vale mergea de zor furișându-se pe după stufuri droaie de jigănii cu patru picioare, cerbi, căprioare, vulpi, ba chiar și lupi. Toate aceste ligioane fugeau gemuindu se și scâncind ca sub spaima unui bici de foc. Ereții fugeau și ei, hărțuiți de vijelie, se dădeau în scrânciobul aripelor câteva clipite și cădeau săgeți. Dar iată că ligioanele încep să chelălăie și să urle cumplit. Lupii se repede vale nebunește, luând vulpile în picioare și amestecându-le cu pământul iar cerbii sar în lături, desfundând cu coarnele stufișul. Fortuna se face și mai amarnică și se rotește și fâlfâie și craune pe deasupra pădurii ce s-a rărit fără de veste, ca o scorpie dușmană. Dar atunci, povârnișul, de pe care vijelia mătura pe stoicea în rezmerița jigănilor pădurii, se frânse dintr-o dată în pieptul unui deal alb și drept ca zidul. Spuma ligioanelor se tăie în două, în trei și pieri în suciturile văii, iar stoicea dădu fuga la adăpost într-o ocniță ivită sub deal. Ocnița este o hrubă, o firidă, o adâncitură în acel deal. Unde naiba să fiu eu aici? De când sunt, nu mi-a călcat piciorul prin locurile istea. Trebuie să o fi luat în zăpăceala mea spre soare scapătă și m-am apropiat de hotarul munților. Bine că am găsit încă un post. Nu sfârșise gândul și furtuna i-a duse la ureche un nechezat de cal, un ropo de copite și un țipăt de femeie. Cât ce sări din ochniță și un roibii se poticni înainte, iar din șaua lui se sprijini în braței o copilă spăimântată. să bădiță, că a luat în goană o ursoaică glontuită. Glontuită înseamnă lovită, rănită de un glonț. Într-adevăr, Namila venea prăpăstioasă, întărâtată și de rană și de larma crescândă a unui corn și a unor câini de vânătoare. Stoicea făcu vânt copilei în scorbura de var, pe când calul se ridica și pierea în stufișuri. Așteptă dihania până se apropie bine și o trăsni de-i risipi creierii să trăiești, bădiță, și să știi că sunt fata boierului Rovin. Nu o să-ți fie voinicia pe degeaba. Mă cheamă Tecla. Am ieșit cu tata, cu frații mei și cu vătafii noștri mai mult într-o plimbare decât la vânătoare. Ne-am prăștiat furtuna tocmai când dăduserăm peste ursoaică. Și cum s-a nimerit că eu m-am răzletit în coace cu ursoaica în spinare. Dar iată că vin ai noștri. Călăreții se vedeau sărind de prin tufari și încărduindu-se pe lungul văii iar câinii, sosiți mai înainte, chelălăiau împrejurul dihaniei moarte, se gudurau împrejurul domniței și se întorceau cu ștafete de bucurie. Boierul rovin, boiernașii rovinești și oamenilor săriră din șele, înconjurară pe domniță și pe stoicea, strânseră de mână pe voinic și nu se mirară prost de risipa creierilor namilei. Cine și de unde ești voinice? Mi-ai scăpat fata de la moarte și-ți voi plăti boierește!" Dar n-ai vrea să te bași la noi, cu un așa voinic să ar ține mândră curtea mea. Și stoicea primește dintr-o vorbă și își pune o pinca în scara unui armăsar boieresc. Acesta este momentul ascensiunii. De acum începe ascensiunea lui stoicea. Și, -și livănește băta cu un capăt pe umăr și cu celelalte în zgrebenii spumegoși de coamă și se pierde cu ceata vânătorilor prin poienile moșiei rovineștilor. Și ajunge pe un noptate la curtea boierească. Și ajunge el, Stoicea, văcarul din Alăutești, sluga cea mai de aproape, omul de toată încrederea și vechilul peste toți vechilii moșiilor boierului Rovin, numai în câțiva ani. Dar norocul îi fuse mai prietin decât ar fi îndrăznit ca să viseze, căci domnița Tecla se îndrăgi de Stoicea pe viață și pe moarte și boier Rovin, neavând ce face, îi dădu pe Stoicea. Numele Tecla vine de la Sfânta Mare Moceniță Tecla, cea căreia Dumnezeu i-a dăruit darul vindecării bolnavilor. De aceea era numită călăuza celor care suferă și cea care deschide drum de ieșire din orice chin. Sfânta Tecla a decis să rămână fecioară și să nu se căsătorească niciodată. În povestea noastră, Tecla devine mirasa lui Stoicea, mirasa fostului văcar Stoicea. Îl fă cu ginere și l așeză bun stăpân în cea mai mare din moșiile rovineștene. Și iată-l pe Stoicea, boierit de vodă, cinstit de o lume întreagă, iubit de nevastă, norocos în copii, norocos în roadele pământului, norocos în toate celea, ca în poveste, căci copiii lui Stoicea creșteau bărbați și mândri, căci văcăria lui păștea în suhaturi pe care de-abia le înconjurai în trei zile de umblet, Căci oile lui albeau izlazul până în zare ca omătul și zilele lui Stoicea treceau voioase, pline, limpezi, dar repezi ca unda pârâului de munte și ca visul. Câteodată, prea rare, parcă își aducea aminte de ceea ce fusese. Eu sunt Stoicea, copilul lepădat care crescui pe la ușile străine? Eu sunt cel care mă hotărâi într-o zi să mă duc la morarul călifar ca să mă procopsească? Norocul mi a ieșit înainte, la drumul jumătate, și în loc de moara lui Călifar, am nimerit în brațele domniței Tecla și într-o boierie cât două. Însă, Stoicea n-avea vreme să se pregândească la trecutul lui, căci zilele îi treceau senine și repezi. Timpul își pierde semnificația, are altă dimensiune, ca într-un vis. Dar într-o zi, intră în curtea lui Stoicea pe un cal în spume un vătășel din partea lui socru său, boierul Rovin. Boier Stoicio, sărutăm ți dreapta, așa te îndeamnă zornic boierul Rovin, socrul boieriei tale, să se ridice în sârg nevasta și copiii și ce ți-e mai scump din câte ai și să fugi spre munți că de două zile a intrat în țară pârjolul tătăresc și se apropie ca mama crivățului. Vătășelul n-apucase să sfârșească bine vorba, și de pretutinde, năvăliră în curte, argații, pândarii și ciobanii moșiei, răcnind cu toții: Tătarii! Tătarii! Atunci, Boier Stoicea, alergând în curte cu capul gol și poruncit unător, Rumpeți peste șanțuri zăgazul Heleșteului, ridicați podul, intrați în casă, unii dintre voi, druguiți ușa slugărească. Grămădiți pe ea lemne, lăzi, dulapuri și ce găsiți, iar ceilalți scoateți din tainiță butoaiele cu iarbă și cu gloanțe, șușanelele, pistoalele și ataganele, și întătarii ce vor îndrăzni să se apropie de ușă, vărsați de sub și de prin ferestre un foc necurmat. Boier toice intră și el în casă, prin ușile cele mari, groase de o palmă, le închise, le zăvorâ și încrucișă pe ele drugii de fier, apoi, din scară, strigă către coconi, către copii. Niculcio, Andrei, Zanfire, aduceți-mi dragi tatei hangherul, buzduganul și chimirul cu pistoalele. Eu străjuesc aici, voi, pe la ferestre." Boier Stoicea își simți inima în piept când zări departe în fundul atacului, printre cizmele prinse în hora primejdiei, pe zupânea sa tecla îmbrățișându-și coconașii. Dar ceasul era grabnic, Poruncile abiei se îndepliniseră. Stoice aruncase prin toată casa, din pod și până în beciuri, ochi de vulturi și porunci de mâna a doua. Când, întors în scară, văzu prin ferestruia de deasupra ușii, petă tarii, zvorând din zare în roiuri negre și apropiindu-se ca umbra unui nor. Cailor săriră o peste șanțurile înecate și iată-i pe dușmani, hâzi și crunți, clocotind în prejurul casei din ferestrele cu zăbrele dese, de sub strașini, din pridvoare, coconii și argățimea împușcară în tătari. Boier Stoicea se încredință că ușa slugărească, zdravă în întărită pe dinăuntru și apărată apric de șușanele, nu putea să fie străpunsă de dușmani. Dar ușa boierească peste care se vărsa în velitoarea prispei îngriji pe Stoicea. Și într-adevăr tătarii la adăpost de gloanțe tăbărâră pe ea, topoarele lor cădeau ca grindina. Spurcații! O să spargă ușa cât ea de groasă! Veniți, feții mei, să scoatem scara și să o întărim în ușă! Boier stoicea se repezi pe scară în jos, dar când fusă ajungă pe treapta din urmă, din ușa de stejar în care răpăiau topoarele tătărești, ei suflă în față un vânt, așa de tare că la a zvârli înapoi și îl dădu în vine, iar un glas de cucuvaie și de luare în râs îi îngheță ficații. Bre, ce tărie de flăcău, că -și ce s-a izbit cu un pom de apă în ochi, îmi căzu ca un boboc de gâscă. Stoicea se ridicând, două picioare rășghinate de trei coți unul de altul și holbăm prejurul niște ochi de smuls din somn și de ieșit din minți. Unde sunt? Ce s-au făcut tătarii? Ce tătar ne poate? Unde mă aflu eu? unde e casa mea? Unde sunt slujile mele? Ce casă? Ce sluj ne poate? Unde e nevasta mea, Tecla, fata boierului Rovin, copiii mei, moșia mea, averea mea? Vinoți în simțiri, ne poate, Stoicio. Ești la moara lui Călifar, ai venit din alăutești ca să te procopsesc. Stoicea ascultă gură căscată și cu ochi de tâmp. Apoi, apucându-se cu mâinile de păr, își gâțână capul ca pe o tivgă, din care ai vrea să scoți un gărgăune. Te-ai dezmeticit? Eu sunt moș Călifar și tu, Stoicia din alăutești, ai venit ca să te procopsesc. Ce zici? Te-am procopsit? Tecla mea, copiii mei, casa mea, verea mea, vai de mine și de mine. Vezi bine, toate este s procopseala pe care mi-ai cerut-o. Ți-am făcut pe plac. Stoicea sfredelea în pământ cu ochii. În sfârșit își cunoscu ciomagul rezimat în scară, își simți obrajii uzi și, -și strânse mințile-i trântite de calul necuratului. În câteva clipite, cât își aruncase în obraz un pom din apa fermecată, diavolul îl purtase în șape întinsul unui veac de om, îl măturase în furtună, îl întâlnise cu tecla și cu boierul rovin, îl însurase, îl îmbogățise, îl boierise și suflase în visul lui ca într-o beșică, nimicindu-l. Stoicea se aplecă și-și omagul. Batjocoritor, morarul se înțepenea pe stinghiile podului ca o uriașă cu cuvaie sură. Și vină drăcească, vreau să intru în iad, legat într-un tei cu tine, într-un tei, adică la o altă cu tine. Ce pomană ți-ai face! Sunt 300 de ani de când port în oase o viață blestemată și sunt afurisit să nu pot să mor decât omorât. Ține atunci! Creierii vrăjitorului se slăiră pe pod adică se fărâmițară, se împrăștiară pe pod. Stoicea se duse pe zăgaz și cu capul înainte spintecă adâncul străveziu. Cam atât despre acest subiect. La revedere!